Sfântul Sava cel Sfințit, cunoscut și sub numele de Sfântul Sava cel Bătrân sau Sfântul Sava cel Arab, a fost un monah și pustnic creștin care a trăit în secolul al V-lea în pustiul Palestinei. Sfântul Sava s-a născut într-o familie creștină din Capadocia și a fost educat în credința creștină încă din tinerețe. La vârsta de 18 ani, el a intrat într-o mănăstire din apropiere, unde a trăit o viață de smerenie și rugăciune. După ce a petrecut mai mulți ani în mănăstire, Sava a simțit chemarea de a trăi ca pustnic în pustiul Palestinei. Acolo, el și-a petrecut zilele în rugăciune, meditație și ascetism, trăind într-o peșteră izolată. Sfântul Sava a devenit cunoscut pentru viața sa de sfințenie și pentru darurile sale de vindecare și profeție. Mulți oameni veneau să-l vadă pentru a primi sfaturi și ajutor duhovnicesc. Moștenirea sa spirituală continuă să influențeze viețile creștinilor până în zilele noastre. Sfântul Sava cel Sfințit este cinstit ca sfânt și ocrotitor al pustnicilor și al celor în nevoie. Sărbătoarea sa este pe 5 decembrie în calendarul ortodox. Sfântul Marcu Evanghelistul a fost unul dintre cei 4 evangheliști ai creștinismului, fiind autorul celei de-a doua evanghelii din Biblia creștină. El este cunoscut pentru contribuția sa semnificativă la răspândirea și înțelegerea mesajului creștin în primul secol al erei noastre. Marcu a fost un discipol al Sfântului Petru și l-a însoțit pe apostol în călătoriile sale misionare. El a fost prezent la multe dintre evenimentele majore din viața lui Isus și a ascultat învățăturile și minunile sale. După moartea și învierea lui Isus, Marcu a început să-și scrie Evanghelia, care prezintă viața, învățăturile, moartea și învierea lui Isus Hristos. Evanghelia sa este cunoscută pentru detaliile sale vii și pentru accentul pus pe slujirea lui Isus în mijlocul oamenilor, în special a celor săraci și suferinți. Sfântul Marcu a jucat, de asemenea, un rol activ în misiunea bisericii primare și în răspândirea creștinismului în întreaga lume mediteraneană. El a fost un învățător și un predicator stăruitor al Cuvântului lui Dumnezeu și a fost respectat și cinstit de comunitățile creștine din întreaga lume. Moștenirea sa spirituală continuă să influențeze creștinismul până în zilele noastre. Evanghelia sa rămâne una dintre cele mai importante surse de cunoaștere a vieții lui Isus și a mesajului său. Fiind citită și studiată în continuare de credincioși în întreaga lume. Sfântul Marcu Evanghelistul este cinstit ca un sfânt și învățător al bisericii și este invocat ca mijlocitor și ajutător în rugăciunile credincioșilor pentru înțelepciune și îndrumare duhovnicească. Sfântul Andrei Criteanul a fost un teolog și scriitor creștin care a trăit în secolul al IX-lea în Cezarea Capadociei, localitate aflată în prezent în regiunea Kayseri din Turcia. El este cunoscut pentru scrierile sale teologice și polemice, care au influențat dezvoltarea teologiei ortodoxe și a gândirii teologice bizantine. Puține detalii sunt cunoscute despre viața sa timpurie, dar se crede că s-a născut în jurul anului 800 de hr. Și a petrecut o mare parte a vieții sale în învățătură și scriere în Cezarea Capadociei. Sfântul Andrei a fost un adept fervent al ortodoxiei creștine și un apărător al învățăturilor tradiționale ale bisericii. El a scris o serie de tratate și polemici împotriva erezilor vremii sale, precum iconoclasmul și predestinarianismul. Cea mai cunoscută lucrare a sa este Cuvânt împotriva latinilor, Adversus Latinos, în care el combate doctrinele catolice considerate eretice de către Biserica Ortodoxă. Lucrarea sa a avut un impact major asupra relațiilor dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică în Evul Mediu și a influențat dezvoltarea teologiei ortodoxe. Moștenirea sa teologică și literară continuă să fie apreciată și studiată în rândul teologilor ortodoxi și a credincioșilor în întreaga lume ortodoxă.
Sfântul Andrei Criteanul este cinstit ca un sfânt și învățător al Bisericii Ortodoxe și este invocat ca mijlocitor și ajutător în rugăciunile credincioșilor pentru înțelepciune și îndrumare duhovnicească. Sărbătoarea sa este pe 13 iulie în calendarul ortodox. Sfântul Nectarie din Egina a fost unul dintre cei mai iubiți și venerați sfinți ai Bisericii Ortodoxe din Grecia. El s-a născut în 1846 pe insula Egina, în apropiere de Atena, și a trăit o viață dedicată rugăciunii, smereniei și slujirii aproapelui său. Primind o educație religioasă și teologică solidă, Nectarie a intrat în monahism și a fost hirotonit preot la o vârstă fragedă. El a petrecut o mare parte a vieții sale în mănăstiri și biserici, unde a slujit ca preot, duhovnic și învățător spiritual. Sfântul Nectarie era cunoscut pentru sfințenia și carisma sa, iar mulți credincioși veneau la el pentru sfaturi, vindecare și îndrumare duhovnicească. El a săvârșit numeroase minuni în timpul vieții sale, inclusiv vindecări miraculoase și profeții împlinite. În ciuda persecuțiilor și adversităților pe care le-a întâmpinat în viața sa, Nectarie a rămas ferm în credința sa și a continuat să slujească biserica și credincioșii cu devotament și iubire necondiționată. După moartea sa în 1920, Sfântul Nectarie a devenit cunoscut ca un sfânt făcător de minuni, iar mormântul său de la mănăstirea Sfântului Nectarie din Egina a devenit un important loc de pelerinaj pentru creștinii din întreaga lume. El este cinstit ca unul dintre cei mai mari sfinți ortodoxi ai secolului al XX-lea și este invocat ca mijlocitor și ajutător în rugăciunile credincioșilor pentru vindecare, îndrumare și protecție spirituală. Sărbătoarea sa este pe 9 noiembrie în calendarul ortodox. Sfântul Grigorie Palama a fost un călugăr și teolog ortodox grec care a trăit în secolul al XIV-lea în Imperiul Bizantin și este cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la teologia apofatică și pentru promovarea și apărarea practicilor mistice ale rugăciunii și contemplării specifice călugărilor din Muntele Athos. Cunoașterea apofatică se caracterizează prin negarea oricărei imperfecțiuni în Dumnezeu, ceea ce, în fond, înseamnă afirmarea tuturor perfecțiunilor în El. El este apreciat în special pentru contribuțiile sale la înțelegerea vieții de rugăciune și la teologia luminii necreate. Născut în anul 1296 în Constantinopol Tesalonic, într-o familie aristocratică, Grigorie a primit o educație solidă în literatură și filosofie și a devenit cunoscut pentru înțelepciunea sa încă de la o vârstă fragedă. După ce a petrecut două decenii de viață mirenească obișnuită, la vârsta de 20 de ani, a renunțat la toate bunurile materiale și s-a retras într-un schit în apropierea muntelui Athos, petrecând apoi mulți ani în rugăciune și contemplare aici și în diferite mănăstiri din Asia Mică, fiind hirotonit preot la mănăstirea Vatopedide pe muntele Athos. În timpul vieții sale monahale, Grigorie a fost profund influențat de învățăturile părinților pustiei și de practicile ascetice ale monahismului ortodox. El a trăit o viață de sfințenie și devotament și a devenit cunoscut pentru înțelepciunea și cunoașterea sa spirituală. Una dintre cele mai mari contribuții ale sale la teologia creștină a fost dezvoltarea și apărarea practicii cunoscute sub numele de misticism palamit. Această practică se concentrează pe experiența directă și personală a cunoașterii lui Dumnezeu prin rugăciune și contemplare și pune accent pe separarea netă între esența divină și creație. Deci a promovat practicile de contemplare și rugăciune din tradiția pustnicească și a susținut ideea că oamenii pot experimenta prezența lui Dumnezeu în viața lor prin practici spirituale intense și ascetice. Pornind de aici, Grigorie a fost implicat în controversa hesiciastică care s-a concentrat pe dezbaterea problemei tehnicilor de rugăciune și meditație utilizate de călugării hesichiști de la Muntele Athos.
El a fost un apărător puternic al acestor practici mistice și a susținut că ele conduc la unirea directă cu Dumnezeu și la experimentarea Harului Divin Său necreat. Aceste practici mistice și experiențe de înțelegere directă a lui Dumnezeu sunt cunoscute și sub numele de Teologia Luminii Necreate. În apărarea acestor practici mistice s-a implicat într-un conflict teologic cu un călugăr pe nume Varlam, care susținea o înțelegere mai raționalistă și intelectuală a experienței religioase. Grigorie a apărat cu hotărâre practicile mistice și a afirmat că Harul Divin poate fi cunoscut și experimentat numai prin intermediul rugăciunii și al vieții ascetice. Sfântul Grigorie Palama a susținut că există o distinție reală între Dumnezeu în sine și energia sa necreată, care se manifestă în lumea creată. Această învățătură a devenit cunoscută sub numele de Teologia Energiilor Necreate și a fost adoptată de Biserica Ortodoxă. De-a lungul vieții sale, Grigorie a luptat împotriva opoziției și a criticii pentru învățăturile sale teologice, dar a rămas ferm în credința sa și în apărarea experienței mistice autentice. El a fost canonizat ca sfânt de către Biserica Ortodoxă și este venerat ca unul dintre cei mai mari teologi și călugări ai creștinismului ortodox. Moștenirea sa teologică și spirituală continuă să fie studiată și apreciată în întreaga lume ortodoxă. Cu deosebire, învățăturile sale despre rugăciune și contemplare rămân relevante și inspiratoare pentru credincioși până în zilele noastre. Sfântul Grigorie Palama este cinstit ca un mijlocitor și ajutător în rugăciunile credincioșilor pentru luminare și înțelepciune duhovnicească. Sărbătoarea sa este pe 14 noiembrie în calendarul ortodox.